Salutare, salutare și o întrebare întrebătoare. Ce faceți voi în timpul vostru liber? Că eu știu ce fac. Printre alte activități, mai și mișuni pe rețele de socializare, unde mai încarc o poză cu o pisicuță, un filmuleț amuzant și mai dau peste nas unor propagandiști aberanți, de exemplu, da? Și știu că și voi faceți la fel, de exemplu, acum sunteți pe YouTube uitându-vă la un clip video, deci sunteți pe o rețea de socializare, pentru că și YouTube este o rețea de socializare, este și un motor de căutare și multe alte chestii. Și noi facem chestia asta gratis, ca să ne relaxăm. Numai că sunt unii privilegiați ai soartei care fac treaba asta pe bani. Unul dintre ei este Mircea Badea, care are cel mai meseriaș, da, job din lume. El se duce la serviciu ca să râdă, să se distreze și să își ironizeze colegii propagandiști. Și este și plătit pentru asta. Cât de tare, a? Hai să-l vedem în acțiune. Vedem că se folosește culoarul ăsta către Rusia pentru a transmite niște mesaje. Brunel face în același timp remarca aceea că au cam obosit stocurile. Și au obosit stocurile, ok, interesantă exprimare. Și că s-a cam blocat ajutorul din cauza problemelor politice în state, în Europa s-au subțiat stocurile, toate lucrurile astea te împing până la urmă către niște discuții. Că fără partea în altă ce faci? Și fără discuții și fără partea în altă. Adică, Mircea. Mircea, ia. Deci aseară. Uitați, era și eroul. Eu mă uitam foarte la frumoasă emisiune, dar mi-am dat seama că sunt și prezent și... Cum v-am spus, deci ăsta se distra atât de bine încât aș uitat că stai puțin, eu muncesc. Stai așa, că asta e de fapt meseria mea, să mă distrez. Deci odată m-am regulat așa. Deci mă uitam aseară la niște știri care spuneau că domnul Volodymyr Zelensky se va duce in personam la Davos, la forumul mondial de la Davos, ăla cu bogații planetei și cu puternicii planetei, și se duce acolo, eu sigur că m-am bucurat că se duce, dar mi se și spune de ce se duce. Ca să le prezinte la Davos planul de pace al Ucrainei, care constă că... Ați auzit chicotelile din studio? Păi normal că râd de lumea, că planul de pace al lui Zelensky este cel puțin amuzant, da? Toată lumea știe cât este de aberant, da? Și stârnitor de hohote de râs în consecință. Apropo, pe bune acum, nu știu ce ne plictisesc ăștia, deci în centrul imaginii, niște chestii care nu interesează pe nimeni. Uitați-vă aici ce imagine interesantă avem, da? Mircea Badea, îl știți, îl iubiți, dar și... Andreea Sava, uitați-vă ce ținut are, ce decolteu. Deci, de ce nu-i pun pe ăștia doi aici, în centru mare? Și să taie prostiile astea generice la care oricum nu se uită nimeni. Da, și să-l păstreze și pe euul planetarium aici, că dă și el bine imagine. Și spunea deja ce constă. Iar se râde, da? Deci se râde. Crimea. Deci, Zelensky chiar și când poartă pe umeri răspunderea funcției de președinte al unei țări aflată într-un război complicat, da? El tot revine la meseria de bază, cea de comedian, și ne face să râdem, da? Chiar și o chestiune atât de serioasă, planul de pace, da? Devine o treabă de stand-up comedy, da? Când interpretează el acest plan de pace. Da, deci ăsta e planul lor de pace. Păi și asta este de la bun început, ca să da. Începe. Da, și măcar e constant. Eu îl susțin, n-am nicio problemă cu planul de pace, da. Și se duc la Davos la bogați. De pace. Da. Dar întrebarea mea e, rușii sunt la Davos, că dacă, nu știu dacă discută cu... Da. A zis unul în studio, nu știu cine, n-au viză. N-au viză, da. Adică mi s-a părut foarte tare că se duc să reprezinte
unora care nu sunt totuși care în război. Care pot fi mediatori. Despre asta e vorba. Mediator ce? Să-i spunem lui Putin. Putin, da. Ia-ți toate. Băi, dar mă idee. Fii atent la ce ne-am gândit. Pleacă deci, tot, inclusiv din Crimea. Adică eu, când se întâmplă asta cu Davos, că sunt cel mai mare fan și chiar sunt... Ceva încă mai mult până atunci și Doamne ajută. Asta e. Andreea? Asta, nici eu nu înțeleg când stau unii... Ne place, nu ne place acum. Putin e... O vrem pe Andreea Sava pe centru imaginii. Hai. E foarte rău. Invazia nu este ilegală și neprovocată, dar fără... Derbedeul planetei. Rusia nu ai cum să discute niciun fel de pace, pentru că, teoretic, ei trebuie să-și ia jucărările și să plece de acolo. Asta dacă nu se face o mare alianță și te duci și dai tu la o parte de acolo. Eu nu mă duc nicăieri. Andreea, dacă e de făcut mare alianță și să ne ducem și să ia zvârlim pe militarii ruși în Marea Azov sau în prima mare disponibilă, te rog să te duci tu, pe mine lasă-mă acasă, da? Eu nu vreau să am niciun amestec în treaba asta. Dacă e ușor ca femeie să spui să ne ducem, cine? Bărbați, cine? Ăia tine! Și eu stă, stai puțin, că... Da, conform standardelor armatei ucrainenești, trebuie să ne aliniem la standarde unei armate care ține piept hoardelor lui Putin, așa, eu sunt chiar tânăr, ok? Pentru că media de vârstă armatei ucrainene este de 43 de ani. Tu? Da? Deci duceți-vă, voi duceți-vă. Oricine te duci și te pui acolo la masă să discuți cu Rusia. La masă? Dacă te duci pe front să-i dai... Pe front? Asta că la masă, pe asta nu te bagă, rușii vin și la Davos? Nu, rușii nu vin la masă. Rușii vin pe front, adică sunt deja acolo. Deci e încurcător. E balamuc în studio Antene 3 CNN. Deci de ce o treime din ecran este ocupată de profilul unui nene care cu toată dragostea habar n-am cine este? Nu înțeleg. Deci două treimi din ecran, chestii irelevante, da, inclusiv chestia asta este irelevantă, dar măcar este mică, pitică să spunem așa, o burtieră și aici este miezul din dodoașcă care nu se vede. E undeva peste umărul meu. Și ai jucărările să plece, ori te așezi la masă fără Putin și zici, hai, tu pui aia, mergem acolo și îl dăm afară pe Putin din nou. Și noi românii ce punem? Bă, sper că nu mă pun pe mine. Da? Nu, de fapt nu mă pun pe mine, că sunt destui luptători contra derbedeului planetei, da? Cum mai era ăsta, sângerosului dictator, da, care freamătă, se ducă, de exemplu, Radu Hosu, altă persoană publică useristă și cu tot ce trebuie, și-a pus el o postare pe Facebook cu o armă în mână, cu un pistol în toc, îmbrăcat militar, da, foarte falnic la categoria muscă, într-adevăr, bă, da, o muscă foarte falnică, să ne înțelegem, așa, și a povestit că e un talent natural la mânuirea jucărelelor, cum se exprimă Andreea Sava, da? Și că i-ar fi spus concubinei că parcă, numai că eroul a fost răzgândit cu o simplă privire de femeia aceea. Da? Deci i-a topit avântul eroic cu o singură privire, nici măcar n-a deschis gura, așa că asta este. Deci, da, oricum sunt destui care... dau din coate să se ducă să îl alunge pe Putin și pe armata lui, că o invazia lui ilegală și neprovocată, dar nu, pe mine mă puteți să iei, nu, o să fie destul, ok, sunt convins că abia așteaptă să treacă granița Ucrainei sau granița din vest, rămâne de văzut, dar să sperăm că nu vom afla. Crimea și din Donbass și din Lugansk, că altfel nu văd cum se poate întâmpla. Pentru că altfel, chiar și cu tot ajutorul pentru Ucraina, poate nu fi așa cum a spus, de exemplu, Șoibu, că au murit vreo 250.000 de ucrainieni până acum. Ne, Andreea Sava, nu știu dacă dezinformezi sau ți-a scăpat amănuntul că Șoibu a spus că respectivii au murit în anul 2023. Numai că războiul a ocupat și o bună parte a anului
2022. Deci cei 250.000 trebuie adăugați la ceilalți 250.000 sau 350.000. Ai înțeles, da? Bun. Da, este ce... spre un grand total de 500-600.000. Da? Bun. Certitudine, de exemplu, că este mare scandal în Ucraina, că vor inclusiv persoane cu handicap să recruteze. Adică fără o mână, dacă ești orb... Deci îl iau și pe bot? Susțin. În ochi? Adică au ajuns în această... Pără dinți, placă, da, cu proteză, de fapt. Da, ok, deci toată lumea. Poate să fie egalitate, sunt de acord. Asta fază. Deci, da, mă gândesc dacă eu, la fel de util, eu ne fiind rus, mi-ar putea prezenta și mie planul de pace. Eu sunt de acord cu el. Adică eu la acord. Dar nu știu ce responsabil. Adică, bă, deci de acord. Nu, eu nu sunt de acord. Ea spune lui Zelenski, pleacă cu mizeria asta de plan și cere în plus și Belgorodul, da, și mai cere ceva pe la, granița cu Rusia, să o face zonă tampon. Ok, Zelenski? Mi se pare că ești prea timid cu negocierile astea. Ce e aia? Doar Donbasul și Crimea. Pă bunea. Da? Eu zic să muți granița Ucrainei pe undeva pe lângă Moscova. Înțeleg, dacă... Și mai negociești, până la urmă, da, poate că rămâi doar cu Belgorodul, dar tot e bine, și cu Crimea și cu restul Ucrainei. Foarte mare în lume, americanii, administrație, nu văd dându-se peste cap să vină cu ajutoare noi, europenii la fel nu văd să meargă peste Orban să spună... Bine că-l pun pe ăsta full screen! Am avut ce vedea mai devreme și acum mi-l pune pe ăsta pe full screen și nici nu mă interesează ce are de spus. Deci, m-am enervat și am schimbat emisiunea, da? Și da, altceva este cu Radu Tudor pe tot ecran. Hai să vedem ce ne spune și el. Rusia ne-a amenințat că dacă va tăia gazul rusesc, Europa va muri. Va muri înghețată. Și că va fi un dezastru în toată Europa fără gazul rusesc. Okay. Ei bine, toată această amenințare s-a întors împotriva lor. Europa supraviețuiește bine mersi fără gazul. Europa supraviețuiește. Astea standardele europene, tătuțu. Supraviețuirea. Deci asta ne dorim noi de la viața noastră de europeni. Bă, hai să supraviețuim cumva, da? Dacă e așa, sigur că Europa a supraviețuit fără gazul rusesc. Și acum, nu știu, 500 de ani, Europa supraviețuia fără gazul rusesc, supraviețuia fără curent electric, supraviețuia fără Radu Tudor chiar, bă, dați seama. Ba chiar se și mulțeau oamenii, da, și deci era totul bine și frumos. Bine mersi, cum a spus Radu Tudor. Supraviețuirea. Bine, acum, industria germană, nu mai supraviețuiește, dar hei, cui pasă de industria germană? Cum e asta? Și ruptura asta putea fi făcută mai devreme dacă nu existau niște interese financiare absolut sulfuroase. Da, frate, da, interese, gen creștere economică. Bă, astea sunt interese pe bune. Da, sau creșterea nivelului de trai al cetățenilor. Doamne, sulfuros rău acest lucru. Dar ce ai, tată? Tu nu poți să dormi cu paltonul pe tine? Care-i problema? Dar ce? Trebuie Mercedes? Nu îți trebuie Mercedes. Nu? Un cal ceare, până la urmă. În special în Germania. Și dacă... Și o căruță. O căruță foarte ecoșia, da. Ar fi fost niște entități care câștigau miliarde și miliarde de euro din gen niște state, poturile de gaze rusești și din dependența periculoasă de resursele energetice ale Moscovei pentru Europa. Ei bine, marele strat... Și el spune chestia asta cu dependența ca și cum ar fi așa o dependență irațională, gen bă, de droguri. Adică știi că îți fac rău, dar ești dependent. Nu, ca o treabă, bă, sunt dependent să-mi fie cald iarna, să meargă bine industria, da? Industria care merge bine face profit, plătește taxe la stat, din taxele aia statul îmi face șosele pavate și așa mai departe.
Ok. Strateg Putin a dat-o și de data asta. Am spus și osele pavate. Nu sunt cea mai bună zi a mea. Ok, continuă. Îmi pare foarte, foarte grav. Europa supraviețuiește bine, mersi, vă spuneam, fără gazele rusești. Amenințarea aceea, videoclipul acela, creația spectaculoasă a Gazpromului. O să vină un vânt, o să înghețați, o să muriți toți fără gazul rusesc. Vi-l aduceți aminte? Dacă nu, haideți să-l urmărim împreună și apoi vedem ce se întâmplă în momentul de față la Moscova. Da? Cred că e momentul să bag un mut, că presupun că e un film de propagandă și poate mi-au un copyright strike. Ia, stați așa, las puțin așa și mă risc. Ok, da? Dacă se întâmplă ceva, de pe acum vă mulțumesc pentru susținere pe Patreon și din postura de membri ai canalului Noaptea Minții. Sub conducerea foarte înțeleaptă a lui Vladimir Putin. Yeah. Iată cum ne-a amenințat pe noi Gazprom acum 2 ani. Eu nu cred că e cu copii right chestia asta, nu? Ce o să-mi dea rușii copyright? Că presupun că au băgat ceva muzică rusească. O vioară. Acum e profesionist clipul. Nu îmi plac astea așa cu industria rusească ruginită. Nu. Și-au bătut joc de clip. Poate îmi da Anton un copyright strike, ia uite. Vom vedea. Ce mă, nu merge bine industria pe eolienele astea? Eu zic că merge beton, tătuț. Un plus cu paie eram, dacă era după mintea lui Vladimir Putin, nu s-a întâmplat deloc acest lucru. În momentul de față, în Europa, e o situație mult mai... Deci, Putin sigur se gândea, bă, dacă vă tăiem gazul o iarnă, deci nu mai supraviețuiește unul. Da? Vedeți cum manipulează Radu Tudor? Deci exagerează spusele lui Putin, de sigur. Da? Și pe urmă le combate. Și noi spunem, bă, uite, bă, străini, suntem întregi, suntem cu 20 de kg mai slab, asta este, da? Oricum nu se vede că avem 3 șube puse una peste alta pe noi, ca să nu dărdim. Și... mai bună din punct de vedere energetic, cu o scădere foarte serioasă a dependenței de gazul rusesc și vedeți chiar acum și datele, cifrele pe ecran, față de 155 de miliarde de metri cubi cât importau toate țările din Uniunea Europeană, din Rusia în 2021, în momentul de față importăm de 3 ori mai puțin, adică 45 de miliarde de metri cubi, iar depozitele țărilor Uniunii Europene, printre care și ale României, sunt peste 70% pline în mijlocul iernii. Să ne gândim. Bă, înseamnă că noi, europenii, făceam risipă de gaz, da? Deci eu cred că noi, europenii, bă, nu aveam nevoie, vedeți? Nu de 3 ori mai puțin, ci chiar mult mai puțin, de la 155
la 45 de miliarde. Da, deci ardeam gazul de pomană, mă, de-aia și există vorba asta românească. Și am descoperit că, de fapt, ne ajunge o treime din gazul pe care îl ardeam și avem și depozitele pline, tătuțu. Ați văzut ce ușor a fost! Fără să apelăm la gazul rusesc, fără să înghețăm, fără să se pună în aplicare această amenințare absolut oribilă. Fără să intre Germania în recesiune, m-am scăpat, scuze, nu mai fac. Bilă al lui Vladimir Putin și a Rusiei, dar blestemul acesta se întoarce împotriva lor, doamnelor și domnilor. Sunt din ce în ce mai multe imagini care ne vin de la Moscova, nu dintr-un sat izolat de undeva din... Gata, știu ce imagini va pune. El spune Moscova, dar nu e Moscova, e alt oraș. Dacă e aproape de Moscova, e Moscova, așa, cu niște blocuri care n-au încălzire. Nu ni se explică de ce, ci pur și simplu Putin s-a gândit, bă, eu am nevoie de gaz pentru industrie. Că ce să vezi, spre deosebire de Germania, rușii au nevoie de gaz pentru industrie, mai ales că acum industria de apărare este forjată din plin. Ok... Și atunci cui tai o gaz? Și a găsit niște amărâți de pe lângă Moscova și a spus să vedeți ce economie fac cu voi. Și ne arată două scări de bloc cu niște cetățence care se plâng. Da? Deci niște cetățence cum am văzut și prin București. Da? Știți, blocul ăla care nu este racordat la curent, deci nu merg centralele și asta de mai mulți ani de zile pentru că nu dă Nicușor, da, nu știu ce aprobare. Și aia ori avea o anumită problemă, da? Sau s-o fi spart și pe la Euroconductă. Nu, tată, ăia fac frigul pentru că Putin le-a oprit robinetul. A spus cum facem economie, deci în satul Ciorogârla, cum ar veni, da, cum este satul ăla sau orășelul ăla sau ce este de pe lângă Moscova, am luat ceva echivalent din România, care și Ciorogârla este aproape de București, a spus câteva blocuri de alea, de 4 etaje. Așa, oprim gazul la scara 1 și la scara 3 și ne-am rezolvat. Doamne ferește, hai că nu mai pot, că mai mult m-am enervat cu ăștia și eu voiam să mă distrez. Haide, papa!